Mai atâtea zile cât nu mai ieșim afară. Avem circ pe gratis. Circ pe gratis, da. Mami, scoate-mă afară, că noaptea nu pot să dorm. Nu, că dai cu capul de perete. Dai cu capul de perete, mami. Da, dai cu capul de perete. Lucas! Lucas, dai cu capul de perete, mami. Da, mai înainte l-am oprit ca să nu dea cu capul de perete și efectiv a început să plângă pentru că nu l-am lăsat. Dacă dea cu capul de perete, plângea. Eu cred că plâns mai tare când nu l-am lăsat decât dacă ar fi dat. Uite-le. Lucas! Lucas! Așa, carantină. Carantină, mami, carantină. Ziua nu știu cât a deja cu izolarea asta acasă. Eu am hotărât să strângă puzzle-ul care l avem pe jos pentru că am pus parcul peste și nu are niciun sens să mai stea puzzle-ul pe jos. Plus am văzut că cum e greu face urme ciudate pe el, așa că am hotărât să-l strâng și ne găsim de lucru în casă, că nu avem altceva de făcut. Lucas! Ce ai făcut, Lucas, mami? Ce ai făcut? Ai făcut mizerie? Ai făcut mizerie, așa-i? Da. Ai făcut mizerie? După ce am desfăcut arborul pe care l-am făcut din hârtie igienică, pomul de Crăciun, Lucas s-a ocupat în a lua unul câte unul globurile din cutie și de le arunca pe jos. Lucas! 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 Stai, stai, stai! Lucas! Aure, nu sta! Lucas! 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 N-are Lucas treabă, nu răspunde când eu îl strig. Am ieșit să ne plimbăm la fel prin afara satului. Că nu poate unul să stea în casă. Plus că nu este vânt deloc. Absolut deloc. Ziua 240 carantină. Ziua 240 de carantină. Și am supraviețuit. A murit toată lumea, am rămas numai noi. Domnul! Și vezi aici e fântâna asta. Și că aici era fântâna satului și acum e plină de broaște. Să vă arăt și vouă fântâna. M-am împiedicat. Hai, Doamne! Asta e fântâna. Și aici zbroase. Ha? Uite apa! Izvor! Ce știu eu? Fântână! Și acolo e un măț. 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 Așa, mă mai împiedic o dată și dau cu botul. Sau în cel mai rău caz îmi rup telefon. E mai rău să spargi telefonul decât să spargi mufa. Mergem spre casă, atât cu plimbarea noastră ne-a fost. Că e frig afară. Chiar dacă nu-i vânt, da. Mi-a prins foarte bine ieșirea asta afară. Uite cât de bine mi-a prins. N-am dormit asta toată ziua. Și acum m-am adormit. Lucas, ce experimente faci tati acolo la grădină? Da, tu te duci după pisici. N-ai tu treabă că ce faci tati acolo la grădină. Pisici? Pisici? Pisici. Da, cum o duc pisici în carantină? Bine, duc pisici în carantină, le tot dăm de mâncare noi. Așa-i, Lucas? Cum să nu o ducă bine dacă le-am dat o grămadă de salamă?
Noi cumpărăm salam pentru pisici. Așa e, Lucas. Zi, suntem deja în ziua 7-a de carantină. Și eu sunt plictisit, că nu văd altceva decât pisici. Ieșim din casă și trecem strada la grădină la Lucas. Și între timp vedem pisici. Wow, Țițu! E vânt puternic, mami, mergem acasă. Da, mami, mergem acasă. Ce facem noi în carantină? Ce facem noi în carantină, Lucas? Ne jucăm? Ne jucăm? Ne jucăm cu pisicul, ne jucăm cu pisicul, ne jucăm cu... No. Cu pisicul ne jucăm și cu cățelul ne jucăm. Da, Lucas, da. Pisicu, pisicu, cățelu, pisicu, 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 pisicu. Câinele ăsta e nebun. Câinele ăsta e nebun, mă, 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 cățel, mă. Hei! Hei, guapo! Da! Lucas, uite! Ede, uite ce ai făcut. Ți-ai dat jos. Ce treabă e asta? Și acum vine câinele și te prinde de picior. Acum vine câinele și te prinde de picior. Ede. Da, acum vine câinele și te prinde de picior. Uite o muscă. Bla, 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 bla. Uite aici, ți-a rămas clătită. Hai să-i dăm la burcuș. Fii atent că nu mănâncă clătită, mă. S-a căzut pe jos, clătita. Ai, poftim, vrei să mănânci tu? Ăștia nu mănâncă mâncare, da, de unde vezi, zi, e treabă, ia. Sărăcuț. Ce s-a întâmplat? Ți-ai pierdut un ștramp. Ți-ai pierdut. Hei, hei frumosule. Frumosule. Piticule. Ador peisajele astea, le ador. Suntem în ziua 8 sau 9, 8 de izolare, în spaniolă se spune confinamiento. Eu merg după pâine deoarece trebuie să aduc de două ori pe săptămână pâine în sat și astea sunt peisajele pe care le am eu timp ce merg după pâine. Ia uita ce frumos se vede în sat acolo.
Ce să vă mai spun? Prin ce o povestesc, vă arăt peisajul. La noi în sat lucrează decât primăria, dar și ei cu ușile închise pentru că nu, deci nu vor să aibă de-a face cu nimeni, dacă ai ceva de spus sau ceva prin telefon tot. După aia mai lucrează poștărița, dar nu sunt, poșta nu e deschisă, lucrează poștărița, văd că îți lasă, bine, mie îmi lasă scrisori și una alta. Și cam atât, deci nu, totul e închis. Aici sunt o grămadă de gropi. Și atât eu cât împart pâine prin sat și cam atât. Și aia vin după pâine oamenii la mine acasă, pentru că barul l-am închis. Pot să duc la domiciliu cafele și așa, dacă îmi cere lumea prin telefon, mă sună, vezi că vreau cafea ceva, le duc acasă, dar atât. Nu au voie clienții să vină la bar. Totul se face prin telefon, WhatsApp și așa mai departe. Și e trist, e trist pentru că au anunțat că nu o să fie 15 zile de carantină, o să fie mai mult. Și e trist cum vedem pe Facebook și lumea denunță, nu? Na, că oamenii în vârstă ies afară și că lumea nu sunt oameni care ies de 2-3 ori pe zi să scoată câinele sau să ducă gunoiul și sunt chestii absurde când ar putea fi frumos să stea în casă. Noi ieșim mai nou în curte sau dacă ieșim, ieșim în afara satului, că stăm chiar, stăm într-un sat foarte mic și nu ies lume. Și dacă ieși în afara satului, n-ai ce și cum. N-ai, nu te expui la nimic, să vorbim clar. Iar dacă văd că e lume în sat și au gălăgie și așa, ies în curte. Am o curte mare și ies în curte cu copilul, cu pisica, cu cățelușul și aia este. Deci nu, nu trebuie să ne expunem, trebuie să păstrăm carantina, izolarea și să vedem ce o să se întâmple. Adică eu sper să termine cât mai repede, pentru că morții în Spania cresc, cazurile cresc, deci e o nebunie. În fiecare zi 2000 de cazuri, deci 2000 de cazuri noi. Nu știu unde o să ajungem. La noi, în orășelul de lângă noi, deja sunt cazuri. În satul în care merg eu acum să cumpăr pâine, sunt cazuri, deci e durere. Sunt oameni izolați la domiciliu, nu sunt teste, nu sunt probe, adică tu mergi acum la spital sau suși și zici că ești bolnav, nu au să-ți facă probe. Practic, spun să te izolezi în casă sau trimit o ambulanță să-ți arate, să spună cum să te izolezi în casă și atât. E rușinos. Adică poate să fie mult mai mulți bolnavi decât declară ei. În satul în care am fost după pâine, bine, de fapt, când m-am întâlnit cu domnul care aduce pâinea, a fost și medicul de familie, care este medicul nostru de familie și ne-a spus că este foarte probabil ca să stăm și 3 luni de zile așa, confinados, se spune aici. Bine, nu cred și sper că nu. Oricum se vorbește că atunci când se vor împlini 15 zile, președintele va spune că încă 15 zile va trebui să stăm așa. Habar nu am. Dar câte persoane vedem, atâtea opinii diferite vedem. Eu merg să duc niște acte și văd pisicile care vin înaintea mea, săraci. Săraci pisici. Deci, da, ei nu au interzis să umble pe stradă. Frumosilor! Asta se zice gravidă, sărăcuța. Frumosule, și t-ai venit. Da. Așa ne plimbăm noi cu pisicii. Bun. Am avut ceva de făcut, așa că plecăm spre casă. Hai. Și e după mine. Sigur o să vină după mine. Clar. Normal. Normal, vin după mine, că doar la mine sau de mâncare. Logic. Suferă și pisicii cu izolarea asta, pentru că aici în satul ăsta în care stăm, foarte multă lume are a doua casă. Și vine joi, vineri, sâmbătă, duminică, vin dacă este o sărbătoare sau dacă au ei zile libere și acum nu au cum să vină pentru că nu îi lasă. E interzis să mergi în locul unde ai a doua casă și atunci suntem foarte puține persoane în sat.
Și lumea nu le prea dă de mâncare, lumea care e în sat. Pentru că au pisicile lor și le mai arunc eu pâine, le mai arunc eu în alta. Toți patru. Păi da. Și cum să nu le dai de mâncare dacă vin după tine? Sărăcuții. A zis că trebuie să filmez chestia asta. Ia uitați-vă aici. Și mai este un acolo. Măi, ce frumos sunt ăștia portocalii. Ai, 2, 4, 6, 7 pisici. Hai să vă arunc pâine, hai. Na, mâncare pentru pisici. Ce să le facem? Uite aici. Zici că sunt găini. Zici că sunt găini. Poftiți. Uite, aia doi de acolo sunt noi. Chiar nu știu. Pisica asta de aici a mai venit. Ea cuiva care lesă. Ăla portocaliu are lesă, dar la mai mic portocaliu nu are. Ce frumos așa. V-am spus aici. Loc de fermă de găini, facem fermă de pisici. Numai că nu dau lapte ăștia și nici ouă. Lucas, unde pleci? Avem o problemă. Acum că tot e carantina asta, o să luăm toate lucrurile care sunt pe mobilă, tot. Copilul nostru ajunge la tot. Da. Vrei iaurt, mami? Lucas! Bravo, mami! Ești un pericol public. Până acum nu mergeai în spate și în față, nu? Mergeai numai în spate. Și un pic în față. Acum știe să facă curbe. Lucas! Ce pericol! Mamă, 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 trebuie luate toate lucrurile de acolo, tot. Tot. Da. Mergi cu spatele, acum hai cu fața, hai. Hai la mami, hai. Hai la mami, hai. Hai să-ți dea mami iaurt, hai. A? Lucas, a? A? Hai. Accident. Nu știe să vină, săracul, nu. Încă ești mic, încă ești mic și nu știi să faci curvă, nu? Bravo, mami, poftim, poftim. Iară pleci. Mai dai atură și mai vii după lingurița. Lucas, ai văzut câte pisici? Ai văzut câte pisici stau în fața casei? Zici că-s găini. Da, de la care se mișcă e bolnav, săracul. Nu cred. Părea bolnav acum o lună. Acum e bătut, cred că. Este aici un pisoi care tot îi bate pe toți. Și acum cred că a fost rândul ăsta. E mușcat la picior, săracul. Iar asta care vine în coace e gravidă. Deja trei pisici gravide avem, din câte le-am văzut eu. Uite, Țițu! Uite, vine pisii la tine! Mamă, cât e de mare! Cât e de grasă! Țițu, de ce nu mănânci, Țițu? De ce vii aici? Du-te și mănâncă! N-are coadă, săracă, asta. Dar tu nu te apropiai de noi. Tu stăteai departe de oameni. Na. Asta este. Da, Lucas, uite țițu. Fii atent ce drăgostoasă e dintr-o dată. Da. Așa o să petrecem noi zilele pe bancă în fața casei. V-am mai spus, noroc că nu este nimeni în sat. Că altfel stăteam pe balcon. Da, asta înseamnă, mami, să stăm în izolare. Mâncăm papuci. Și ne jucăm cu papuci.
Deja nu mai știu cu ce să mă joc. Qué mirada de YouTube tienes. Bravo.